În vederea executării lucrărilor de racordare a noii conducte la sistemul centralizat de alimentare cu apă de pe strada Sentinelei din localitatea Palazul Mare, Raja Isa va întrerupe furnizarea apei de marți 17 octombrie 2023 ora 22 până miercuri 18 octombrie 2023 ora 13. Astfel vor fi afectați de lipsa apei consumatorii de pe străzile Dumbrăveni, Alexandru Sahia, Sentinelei, precum și cei de pe străzile adiacente, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța și Spitalul de Psihiatrie Palazul Mare. Investiția face parte din proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în area de operare a Raja Isa Constanța în perioada 2014-2020, cele patru rețele apă și canalizare în zona periferică a municipiului Constanța, Palazul Mare și stațiunea Mamaia, în valoare totală de aproximativ 51 de milioane de lei, proiect derulat în cadrul programului operațional Infrastructură Mare. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat abonaților, pe care asigurăm că echipele de intervenție ale constructorului vor face tot posibilul pentru finalizarea intervențiilor și reluarea furnizării apei potabile în timp operativ. Totodată, rugăm utilizatorii afectați de această lucrare să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic în perioada în care va fi sistată alimentarea cu apă. Raja le amintește consumatorilor că investițiile pentru modernizarea și dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă sunt efectuate în beneficiul lor pe termen lung și vizează asigurarea unor servicii ireproșabile și implicit creșterea calității vieții. Prin implementarea acestora se realizează îmbunătățirea capacității de transport și distribuție a apei potabile, asigurarea debitului de alimentare și a calității apei, reducerea pierderilor rețeaua de distribuție, siguranța și continuitatea furnizării serviciilor.